Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod. De ce dracu am vrut să zic Call of Duty, nu știu, de Far Cry 3. Hai că acum și-am pus și episodul la final din Prison Break, că n-am avut internet toată ziua și totuși pe unde naiba este emisiunea asta. Hai să ne dăm aici un fast travel. Ce pot spune, m-am mai jucat off camera pentru că îmi place la mine jocul ăsta. Am mai făcut rost de un skill point și l-am adăugat ca să pot să schimb mai repede, să dau click dreapta ca să mă uit pe țintă la armă. Stai mă pune să mă urc pe munte. Se pare că da, hai că iar te socolesc o grămadă pe aici. Ce vreau să zic, am făcut misiunile alea secundare, sau cum mi s-ar spune, suplimentare, așa, suplimentare. Stai mă și pune bă, de ce pe partea cealaltă bulangiu ăsta? Ok, socolim muntele, poate acum apare un animal și ne mănâncă. Stai mă, pe unde naiba trebuie să mă duc, firarile de munte. Bă, ăsta nu-i sănătos la cap, băga mi-a și picioarele. Aoleu, cât am de... Hai mă, spune că pot să iau perul pe aici. Să vezi că aici o cascadă, nu? Și cum căcatre... Mă, trebuie să ocolesc tot ăsta, Ce pot spune? Hai să vă mai povestesc. Am mai făcut misiune of camera și am făcut full de bani. Da, în schimb, mi-am luat o armă de-asta specială, mi-au dat-o. Că până acum, că nu știu, odată la nu știu ce... nivel sau așa, îți dă niște arme speciale. Dacă mi-ar apărea arma în mână, ar fi și mai bine. Hai mă, apare. Deja am ajuns la drum, trebuie să mai apară. Pot ține arma. Gata, asta. Shotgun-ul acesta. Am dat o grămadă de bani pe el, dar măcar îi fain ce-i drept. Nu știu, mi l-am luat că e armă de 5 stele și e foarte bun. Stai mă, bește să merg. Mai era un SMG și un pistol, dar având în vedere că eu nu folosesc SMG-uri și pistoale, nu le-am luat. O să, eventual, să schimb assault rifle dacă mi-or dau unul mai bun, sniper-ul la fel. Hai, dă-mi coace planta asta. Nici măcar nu m-am mai făcut seringi din alea cu Greenleaf, că le-am pe alea, care mai dau niște sloturi de viață în plus. Mi-am luat și armură. Ok, hai la buff. Cel, his name is Buck and like to fuck. Hai să vedem ce misiune dă bulangiul ăsta. Stă ăsta cu picioare pe masă, citește reviste porno acolo. Ia cuțitul. Ia cuțitul și taci. Hai, simte-te mândru acum. Stai să vezi că acum vine și ne tai gâtul. Acum o să trebuia să vedem ta mai cinematicul ăsta. Please, come on. Please, I beg you. I can't take anymore. Jason, you gotta get me out of here. Begging you, please. You gotta get me out of here, man. Sper că l-a torturat rău pe ăsta sau e speriat rău. La cum face. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, right? And I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Ce dracu? You said we could leave, you fuck. No, 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 actually what I said was Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that door. You are what I say you are. Yeah? I'll take your bloody if you like. I like my meat rare. Ce mă, te apucă alucinațiile sau ce? Sper că ne batem cu cuțite acum. Hai. Taie gâtul. Cap în gură. Ăla-i mă. Aha. Numai eu acum arăt muie la monitor. Gata mă, l-am eliminat pe bulangiu. Dă cuțitul încoace. I've got you. Jason. You sure he's dead? Everything's gonna be okay. Iar al dracu vrea să... Ma, se ține așa cu mâna de mătărângă, firar al... Eu în locul lui Jason îi tăiam și mătărânga și o dădeam la crocodil. Sau la câinii aia care mai umblă prin sălbăticie pe acolo. Rar al dracu de bulangiu. Ne-a dat și o grămadă de misiuni. Acum înțeleg de ce zicea la un moment dat Jason. His name is Buck and like to fuck. I like nu știu ce. Așa, dar bine că mi-apare chestia asta cu Uplay acolo. Because you see was a little
De puro, șa, bla bla bla. Ce dracu, nu spune că s-a terminat deja jocul. Hai mă, nu pot să sar peste asta. In more than the... Așa, nu știu ce, nici n-am apucat să citesc, dar am trebuit să procesez, să traduc ce ar trebui să însemne. Acum se pare că îl ducem pe tipul ăsta în peșteră. Frumos, dar n-am făcut nimic. Episodul ăsta e când m-am plimbat și am băgat unul cuțit, cuțitul în piept. I-am făcut fermoar la piept. În rest, nimic nou. Come back from this, all right? None of us will. I'll get Riley. Nu vreau să imaginez ce a făcut ăsta lui ăla. Ăla lui ăsta de fapt. Riley's dead. Sper că chestia de pe frunte nu-i ce joacă. He tried to escape and they shot him. Cred că acum o să ne elibereze și restul de mapă. Hey. Man, what happened? E, până acum am eliberat 4 inși. Mi se pare că mai e un frate, fraxul mai mic al lui Jason și nu știu, nu mai fi de eliberat. Dacă nu era ăsta altul fraxul, nu prea am fost atent. Asta știu că e gaci căsa. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. Asta e că Riley era fraxul. Să-mi va pula orice joc a jucat, nu sunt deloc atent la story. Mai puțin la Prison Break, la ăla știam story-ul din serial. Hai să mergem. Reuniune nefericită. Exit the cave. Ok, din nou încă un loading. Pentru că de ce nu? Hai mai repede, încarcă-te. Sunt un pic, am stresat, nu chiar, sunt un pic prost dispus că n-am avut net până acum și, na, și n-am putut să filmez cât timp n-am avut net. Pentru că simt, cred că eu intru în depresie când am net, nu știu ce dracu. Nu, nu este a Green Leaf, e Yellow Leaf, mă rog. Ok, ne-a, a, perfect, ne-a mai dat un skill point, hai să-l băgăm în ceva. Asta nu, asta nu, nu, ce-i asta? FM mai lung ne trebuie, tragi pe tiroliană, nu... Ne, nu, nu stau să dau takedown-uri, hai să zicem mai pe aici. Aici ce? Damage-ul de la foc. Mai puțin damage, și așa nu mă bușez mașinile. Cred că o să-mi iau asta pentru foc, că de damage-ul mă cam damage-uiește focul nițel. Acum ne arată că l-am mai găsit pe ăsta. Hai, taci din gură. Bun. Să mergem la misiune. Mai întâi să văd unde să-mi dau fast travel. Stai mă, unde n-ai? Mamă, câte de-astea am de lutat acum. Bine, chestia că am cumpărat mapele alea să-mi arate unde pot să lute și văd cam o grămadă de chestii. Deci dacă vreau să fac ceva off-camera, am ce face dacă am nevoie de bani. Dar momentan nu-i nevoie. Îmi împlusem tot portofelul 10.000 cât era maximul la umplut. Mi-am luat acum și pușca asta ca să mai eliberez niște bani în caz că mai găsesc o cutie ceva sau mai dau un takedown să-mi dea banii pe lora. Hai să vedem ce misiune ne dă aici. Acum mai mult ca sigur o să fie misiune la Dennis. Filmez misiunea asta și încheie episodul. Da, măcar mi-am bătut joc de timpul ăsta cât timp n-am avut net. Ce am putut să fac? Am dormit. Măcar sunt super odihnit acum. Haideți, mamă, ăștia au deschidere automată la ușile de piatră. Nici în Carrefour nu... au așa ceva. Bine, glumesc. Ia. Mă, dar ce dracu e pe aici? Mai ia așa, stage. Deci la story nu prea am fost deloc atent la jocul ăsta. Păcat că are un story destul de interesant, dar na. Eu sunt pasionat doar de gameplay. Nu, de grafică, nu de astea. Gameplay-ul e baza. Bine, o fi și chestia că am jucat mult Far Cry 1 când eram mic și... Mamă, ce aș fi făcut-o pe asta să... Bine, la sfârșitul jocului o putem babardi, avem de ales între ori să ne omorâm prietenii și să murim, ori să o babardim pe asta și... Nu, 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 ori să ne omorâm prietenii și să o babardim, ori să-i salvăm și să murim. O să aleg babardea la oricum, dacă e. Sau nu știu, o să opresc atunci filmarea și o să pun episodul și o să aștept să văd ce o să-mi ziceți voi, abar n-am. Oricum eu o să aleg babardea la... Că știu că se moare la sfârșit, că n-am văzut jocul pe YouTube când n-aveam PC de acesta. What is it you desire? To save my friends. Are you sure?
I want to kill Voss and Hoyt. Ce dă din cursă, moară Gibilan. Oare când o să inventez o dată sex simulatorul? There was a lotus pond filled with clean water. Îmi place cum are asta genul de păr zi, și-a lăsat să crească doar cam cum am eu creastă și l-a lăsat lung. Zici că e solistul de la Pantera prin 90. Bine, dacă vă zic deja de formații rock, de-astea vechi n-aveți habar, că știu că nu prea ascultați rock mare parte dintre voi. Sunteți cu trapul sau cu manelele unii, cred. Habar n-am. Așa arătați Neher, arată-ne hieroglifele astea. Mamă, cât vorbește acolo, n-am niciun chef să citesc și nici nu stă atent ce vorbește asta, că vorbesc o peste. Bă, dar în jocul ăsta nu pot să dau skip. Nu, că trebuie să pară când mai realistă, nu poți da skip la cinematicuri. Nu e ca în GTA 4. Skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakia. Our people. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tatao. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. Then I will see you again soon. Interesante tatuaje. Warrior. Asta și m-au holbat la asta, în loc să fiu atent la ce misiune dă. Se vede că nu prea ies din casă. Bun. Hai să mergem la checkpoint. Nu vreau să sting foc de pe mine, mi-am băgat siringă. Îți deștept. Jason, we are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Voss. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. Nici n-am apucat să iau cutia aia pe care mi-au arătat pe hartă. Am zis pe care. Eu tot iau cutia asta. Unde e cutia aia? Uite. $34, sărăcie. Ia mai departe. Cât e până acolo? Și mă, câte cutii din alea sunt pe acolo. Hai că nu degeaba mi-am luat hărțile alea. Recuperez o bani dacă am nevoie. Bine, alea o să fie bune pentru artefacte dacă vreau să fac XP mai mult. Pentru skill point-uri. Dar cred că dacă mă pun acum să-l joc off-camera... O să am o grămadă de skill point-uri în plus, că nu o să am în ce să le bag, că nu fac misiunile, că na. Off-camera fac doar misiunile secundare. Ca să mai poate să-mi elibereze și alte skill point-uri de adăugat, alte secțiuni acolo, trebuie să fac misiunile astea, dar astea le fac doar pe episoade. Ia mă, cum să sar în apă. Stai mă, apă acolo, urcă sau ce face? Hop! Și acum să vină un crocodil să mă muște de cur. Nimă niște pești. Și nu, nu dă ea. Cum zicea mă, într-un episod din Moș și Foca. Focă, unde-s curvele, că-i plin de pești. Team, asta e baza lor, să înțeleg, sau... Nu, e un oraș de-al nostru, cred. Nu văd pe nimeni pe acolo. Aia, e la noi aici. Cream că... Ups. Hai că deam, stai mă, unde? Pot băga pe aici. Hai, du-te. Bun, hai că sunt siguranță. Și asta biserica lor, biserica măsii, dar... Good you're here, Jason. Voss's trucks pass through town. We have to plant explosives to block the road. E fain că ăștia de aici din Far Cry 3 arată exact ca aia din Far Cry Primal. N-am fost atent cum arată și oamenii din Far Cry 4. Dar în Far Cry Primal parcă arată la fel, tot așa de sena și astea. Nu știu, dar e altfel când te joci un joc și alta e când te uiți pe YouTube la el. Bă, dar cutia aia e în afară până la urmă. Firea aia de cutie. Place the explosive in fuel truck. Ok, hai să punem TNT-ul. Jason! Plant the C4! Hurry! Oh. C4 planted! The convoy's on its way! Hello? Hey Jason, it's Lisa. I'm kind of busy, what's up? Just letting you know that the boat's coming along. When are you back here? I'm not sure.
You are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. They don't understand. Ok, să mă grăbesc că văd că am un timp liber, limită. Nu pot să mă sui pe acesta. Pare că nu. A, pot să-mi dau să mă duc cu Zeppelinul acolo, ok. Dar nu acum. The convoy is here. I'm triggering the explosives. Those guys aren't pirates. They don't look like Voss's men. Boom. Holy shit. Jabu buit. These guys look organized. They look like soldiers or something. Mamă, ăștia văd că sunt cu armuri sofisticați, dar numai headshot-uri le dau. Și fără să-i dau ăsta să țină respirația. Asta se pare că... Hai mă, încarcă mai repede sniper-ul. Headshot. Ăla-i mă. Au mai venit acolo câțiva, văd. Mai bine dădeam cu bazooka în ei. Unde mai sunt? Uite acolo. Uhu, ce le-am dat olora. N-au murit toți, acum au murit toți. Hai că am făcut bine că mi-am luat arma asta. Ia văd că mă un sniper aici. Ia mă, cum e sniperul ăsta? Uhu, ce damage dă. Ma. Că mișto și mai cu ăsta. Dar n-are amortizor și asta e nasol. Hai du-te. Hai, da, urcă. Ok, trebuie să urmăresc camionul ăla. Mamă, și urmărire cu mașini. Exact ce-mi place mie. La ce sunt cel mai bun în jocul ăsta, fix asta trebuie să fac. Dar bine că parcați aici. Asta este mașinilor. Duceți-vă drept pe o parte. Hai că mi-am stricat parbrizul. Și limită de timp nu e bine. Mă, câți vin. Dă-te mă la o parte. Bun. Camioane Codrin style. Dăm cu așa organul. Ce ori mea uștia? A, SMG-uri. Stai sniper-ul ăsta nou. Nasol că n-are amortizor și mi-era bun dacă avea amortizor. Hai să-mi dau un heal. Mi s-a stricat și armura. Stai mă, pe unde se intră? Pe aici, prin spate. Hey Jason, you miss me? Mamă, asta chiar că a fost ceva gen. Se numește țeapă, n-ai mai luat țeapă până acum. Sau un surprise, motherfucker. Eu chiar nu m-am așteptat să fie ăsta acolo. M-am așteptat să mă bag acolo și să mă duc ăștia cu camionul undeva. But the definition of insanity is... Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. The first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking
This time, it's gonna be different. No, please. This time, it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. Ti l'ho aruncat pe ăla acolo. I'm gonna chill, little man. I'm gonna chill. The thing is, all right? The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. O să ne aruncim și pe noi în apă, Maruca, sigur. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. Ma, ți-am fi prins de picior. Acum o să mă pună, îți dau space sau ceva de genul. Sau vine un crocodil și mă mușcă. Îmi spune că acum o să-și forțească putere și o să rupă asta. Hai, smash, smash. Dau space, sunt dragi că rămân și fără aer. În sfârșit, perfect. Și nu mai am nici arme. Și am pierdut și sniperul ăla. Ia artefactul ăsta pe unde e? F. Bine că nu m-am pierdut cuțitul. Dă-mi cu așa organul. Timpul pe care am dispoziție să plec, se pare. În sfârșit Kalashnikov, că n-am mai folosit de mult. Că s-a bugat jocul, mi se scurge apa asta în cap. Nu, s-a bugat jocul, mi se scurge apa asta în cap. Sper că l-am dilipul ăla. Ia stai un pic, sper că mai pot folosi și siringile alea. Da, uite-le. Use. Gata, ne doare în mătărâng acum. Dar bine că trebuie să mi se buguiască acum și să-mi tot curgă apa asta în cap. Să ne mai dăm o siringă din aia. Nu skills. Nasol că nu le pot folosi pe astea. Când dau Q se bandajează. O se bandajeze în loc să-și folosească astea. Nu câini, nu câini. Ia mă vine să-mi craftez de-astea. Hai că stau acum timpul misiunii să-mi craftez. Craft, craft. Ia vine că trebuie să mi se scurgă apa asta în cap să nu mai văd nimic. Kill în rasa mâtii. Să mai craftez niște d-astea. Craft, craft. Și nu mai am d-astea. Să-i dăm și. Așa mă. A. Deci pe cât pe 7 îmi dau astea. Bun. I ain't even started yet. Și încă mi se scurge apă în cap. Unde tot trag ăștia? Mai am aici. Ia să încerc să mă dezbuguiesc. Ia mă, tot mi se scurge apă în cap. Dar e fain cum s-a buguit jocul. Hai mai mă, sări, nu vrea să sară. Hai să plec dracu de aici. Pot să mă sui în ăsta. Bine, după ce am pățit nu m-aș mai sui într-un camion, sincer.
Încoace muniția. Mi era și dor să mai forțez cu Kalashnikov, sincer. Bine că m-am băgat aici în apă. Bă, dar ce mă enervează apa asta care mi se scurge în cap? Și cred că o să se vină mai mulți acum. Groza, aveți și un tank acolo. Nu o să-l pot dili cu asta, așa că voi folosi AG-ul dacă ar încărca și mai repede. Și n-am nici takedown-ul ăla pentru tank. Hai că l-am delete. Run, bitch, run. Nu loot body, dă-mi bă mitraliera lui ăsta, poate o să-mi trebuiască. Văd că nu, uite-o mă, dă-o încoa, așa. Deci nu pot să pun ținta, dar pot să trag. Și acum evident trebuie să mă probușesc. Bă, măcar nu mi se mai scurge apă în cap, măcar atât. Boom. Mamă, cine au făcut ăștia. Hai mă, ridică-te. Cred că iar filmez de jumătate de oră. Da, hai că am jumătate de oră de când filmez. Las că-s faine și episodele astea, măcar randez repede cu un OPC. Cred că mi-am rupt câteva organe. Te face asta așa. A, mă, nu-i nimic grav. Erai pe care să mori, nimic grav. Să te neci, să aprăbuști un elicopter. Ia partea bună. Măcar n-ai murit. Ai, nu mai spune. Gata, ăsta e finalul jocului. Ne împușcă ăsta. Did I ever tell you the definition of insanity? Și gata, ăsta e finalul jocului, a murit. Sau suntem doar răniți, ne vor găsi ăștia și ne vor duce la infirmerie, o să facă, vor face câteva farmece și o să ne treacă tot ca prin minune. Can't help that. Say the cat. We're all made here. Ai, nu știu ce pe acolo. How do you know? I'm mad, said Alice. You must be, said the cat, or you won't have come. Și n-am apucat să continui, să știți că acolo. Deci n-am murit, să înțeleg. Ce drag. Bă, ne-am teleportat în autele astea acum. De s-a atacat avre pe aici. Mamă, câte cadavre. Sper că nu vi se face rău. Bine că n-am murit. Ketchup. Copii, nu vă speriați, nu este sânge, este doar ketchup. Și aceștia sunt, e un nou gen de paste făinoase, nu sunt oameni morți. Hai cu space-ul odată. Hai, lumină. Rich the Chopper. Fuck! Okay, he's come back from the dead. Și acum trebuie să urmeze melodia de la Skillet, Back from the Dead. Dennis. Jason. Dennis. How is this possible? Să mor tu. Cu o brichetă a blocat un glonț. Mamă, cred că era brichetă în ochi.
E frumos cum s-a buguit aici. Tu ești nebun, asta tot timpul a fost desculț. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay. I will tell her right now. Nici acum n-am terminat. Dar arme mai am? Nici arme nu mai am. Să mă duc la gun shop să-mi iau din nou arme. Stai mă, ce? Nu, frate, iar trebuie să mă duc stealth, că-s bulangii pe acolo. Nici zoom-ul nu-l mai am. Trebuie să mă fiu pe la cadavrele, poate aveam vreo armă ceva. Pietre pot să arunc? Măcar cu pietre pot să arunc. Asta era o static, really nigga. Here comes the pain. Vă credeți la SmackDown, la jocul ăla? Dacă ne batem cu cutii te băgam iași. Ai dat-o mie cu molotov, băgam iași. Hai, stinge-te. Dă-mă pe... Ăsta e handicapat. Dacă le-am tăiat și câinii. Unde-i șaptele că nu-l găsesc pe tasta? Gata, uite, l-am găsit. A, nu, nu, ăla-i tank, ăla nu-i bun. Nu bine, bă, ăla-i tank. Flare gun, nu-mi sfârșit o armă. Exploziv. Să mă folosesc toate armele astea de aici. Și medkit. Te mă la o parte, bulangiu, dracu. Hai că iar fac episod lung. Etichetă de câine. Deci am că mai găsesc cu armă ceva. Acum trebuie să mă folosesc de flare gun și de explozivul ăsta ca să-l pot bate. Hai că mi-a mai dat o grenadă aici. Hai mă, vină încoa. N-o să vin aici? E, tragem cu flare gun în el. Acum dacă tot avem asta. Așa. Dăm cu acea mitraliera. Hai să luăm și muniția. Bun, o grenadă. Deci trebuia să dau fol, nu era nevoie să pun explozivul ăla. Și acum ce trebuie să fac? Mai sunt ăștia de omorât sau nu înțeleg? Trebuie să găsești ceva pe aici. N-a fost atent. Obiect zice cumva ce trebuie să fac. Search camp for the equipment. Am găsit campul și să-mi iau echipament. Ce echipament ar mai fi de luat, că nu înțeleg. Să-i lutez, dar bine că ăsta se pune în fața mea, cam aș pe el. Dar puteam să fac cu niște kill-uri de-astea super frumoase. Hai să-i lutez de tot pe ăștia. Bine că măcar nu mi se mai scurge apa aia în cap. Bun, îmi dăm muniții de handgun. Să mă uit prin casele astea, poate mai găsesc arme. Ce am fost? Hai, poate mai găsești ceva. Dar nu pot să-mi dau fast travel acum, că de ce? Te auzi un telefon. Adă cash-ul încoa.
Ăla-i măgat. Încă un skill, hai să vedem unde îl putem băga. De ce aici nu ne-a eliberat nimic? Mai un pic și mai fac un skill point. Păi ăla-l bag în episodul următor. Mai puțin damage de la pietre, strea mai bine cu arcul, nu folosesc arcul. Aici ce semea, să fie mai puțin damage de la mașini. Trage pe tiroliană, nici nu știu pe ce să dau. Aba, n-am ce să dau skill point. O să-l bag eu off camera ceva. None have returned. One at a time, Dennis. First Voss, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. Hai să mergem la Citra. Am pe unde să-mi dau fast travel. Sper că mă las să dau cu fast travel și astea. Hai că mă las. Deva part... A, aici. Frumos. Hai că oricum ajecta am filmat. O să-i dau un save aici. Save. Gat. Saving. Bun. Când ies din joc o să continui aici. Ce pot spune? Cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Și până data viitoare. Ciao les.